Procurorii de ICOT au descoperit că aceștia aracolau victime din gări și autogări, persoane vulnerabile fără adăpost, cărora le promiteau cazare, masă și salarii, ajungeau să muncească însă până la epuizare, uneori doar pentru niște resturi de mâncare. Pentru a dispune măsura arestării preventive a inculpaților, instanța a reținut că în cauză există indicii temeinice care să justifice presupunerea că aceștia în perioada mai 2019-mai 2020 au dezvoltat o practică în a se deplasa pe raza gării CFR din Baia Mare, unde profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se aflau diferite persoane, fără adăpost, care nu se pot întreține singure sau cu probleme psihice, le răpeau sau le determinau sub falsul pretext că vor primi o remunerație rezonabilă să presteze diverse munci în gospodăriile familiei, ulterior acestea fiind exploatate și forțate prin folosirea de amenințări și prin exercitarea de acte de violență fizică, să muncească în afara unui cadru legal, fără a fi plătite și fără a fi hrănite corespunzător, se arată într-un comunicat al tribunalului Maramureș.